După ce a primit votul majorității în ședința extraordinară a Consiliului Județean, hotărârea privind bugetul propriu al instituției respective a luat calea Direcției Generale a Finanțelor Publice pentru a fi depus așa cum cere legea la registratura acestei instituții și la trezoreria municipiului. Înarmate cu mai multe bibliorafturi, angajatele de la Serviciul Buget Finanțe și de la cel juridic din cadrul Consiliului Județean au pătruns în sediul Direcției de Finanțe și de acolo au fost trimise la mai multe birouri. Mai întâi jos la registratură și apoi la trezorerie și apoi sus la alte birouri și din nou jos la registratură. Și tot așa. O echipă a televiziunii noastre a cerut aprobarea de a le însoți pe cele trei angajate ale Consiliului Județean în periplul lor prin Direcția de Finanțe și după ce inițial ne-a fost acceptată cererea de către purtătorul de cuvânt Petruța Petrescu, tot domnia sa ne-a cerut ulterior să nu mai filmăm. Deci ce știre vrei tu să faci? Că astăzi a fost o ședință de Consiliu, s-a refăcut proiectul de buget și că a fost depus la finanțe. Puteți să stați și cu noi să vedeți ce imagini luăm. Când coboară, le luăm, când sunt acolo la registratură, când ies din finanțe. Eu te-am înțeles. Da. Cum spuneți? Dar eu v-am zis, puteți să stați cu noi, să vedeți ce imagini luăm. Hai mai bine, las-o așa. Ți-am zis, deci nu mai lua imagini. Așa că respectuos ni s-a cerut să ieșim după ce am schimbat data de contact pentru o bună colaborare ulterioară. Am mai așteptat afară, mult și bine și în sfârșit au ieșit cele trei angajate ale Consiliului Județean. Până la urmă am depus totul la Registratura Generală. Trezoreria Municipiului Giurgiu n-a vrut să primească nicio hârtie. Motiv că ce? De la Registratură ne-a spus că nu poate să pună număr de înregistrare pe hârtiile noastre pentru că n-are viză de la contabilitate. Ne-am dus la contabilitate, de la buget, așa, și până la urmă ni s-a spus că nu primesc ei hârtii, că să le ducem la Registratura Generală a Direcției de Finanțe și că o să ajungă la ei... Faptul că documentația nu a fost primită la trezoreria municipiului vă afectează cumva? Sigur că ne afectează. Dacă ar fi fost lăsată la biroul respectiv, ar fi fost operate în timp și astfel se încearcă tergiversarea. Lăsând la Registratura Mare, durează până merge pe filiere, până ajunge la fiecare birou unde să fie verificate și puse în aplicare cele înscrise acolo. Având în vedere că au fost depuse la Direcția de Finanțe inclusiv cererile de deschidere de credite pe care pot opera toate unitățile din subordinea Consiliului Județean și de alimentare de conturi din sumele defalcate, conform legii, mâine Consiliul Județean poate și intenționează să opereze plăți urgente.